Un nou regal al cărții are loc în Județul Hunedoara. Începând de mâine și până vineri, peste 90 de edituri vor participa la cea de-a 23-a ediție a unuia dintre cele mai importante evenimente culturale din județ, Salonul Hunedorean al Cărții, organizat de Biblioteca Județeană Ovid în Sușanu Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. Evenimentul este dedicat iubitorilor de carte. În fiecare zi din cele patru zile vor avea loc lansări de carte ale unor renumit scri. Din țară. Deschiderea oficială a salonului Hunedorean al Cărții va avea loc mâine, 15 octombrie, ora 10, în incinta de Vamol, etajul 3, Saldor. Pe întreaga perioadă de desfășurare a salonului, între orele 10 și 20, iubitorii de carte vor avea ocazia să viziteze standurile editurilor participante. Vor fi organizate în fiecare zi lansări de carte și întâlniri cu scriitori. Avem deosebita bucurie de a vă adresa invitația să participați la deschiderea Salonului Hunedorian al Cărții, ediția 23-a, unul dintre evenimentele culturale cele mai importante din județul Hunedoara, moment așteptat cu nerăbdare de mii de iubitori ai cărții. Salonul Hunedorean al Cărții se dorește a fi o modalitate de promovare a editurilor românești, a noutăților editoriale, un mijloc de cunoaștere a celor care contribuie la afirmarea culturii române. Scriitori editori, librari, bibliotecari. Vă așteptăm și în acest an, atât la deschiderea salonului, cât și pe parcursul desfășurării acestei îndrăgite și mult așteptate sărbătorii a cărții de la Deva, a declarat Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene din în Sușanu Hunedoara Deva. Mâine, de la ora 18, va avea loc un eveniment editorial de mare ținută intelectuală. Prezent la Deva, ca invitat al salonului, este Vasile Pușcaș, reputat istoric, profesor diplomat, membru corespondent al Academiei Române, expert în relații internaționale, diplomat, fost negociator șef al României pentru aderarea la Uniunea Europeană, autor al unei ample opere științifice, va lansa trei cărți, respectiv Istoria din cotidian, Românii în Uniunea Europeană și România și lumea în schimbare.